Și biserica aceea se numește Ghețimani. Acolo, în fiecare luni, seara, erau doar rugăciuni. Și veneau credincioși din toate bisericile române din Chicago. Și Chicago e un oraș imens. Lunea era tixită sala aceea. Foarte mulți credincioși. Și în seara când eram în Chicago, în seara aceea, eram cu încă un coleg din Chișinău, din Republica Moldova. Fiind o seară de rugăciune, noi fiind musafiri, ca în orice biserică ospitalieră, ne-au invitat să avem câte o motivație pentru rugăciune în seara aceea. Și fiind o biserică rugativă, oamenii s-au rugat. În seara, cred că am făcut 3 rugăciuni, în 2 ore sau cât am stat acolo. S-au făcut o rugăciune, dacă bine amintesc, pentru misionari, rugăciune pentru nevoi, pentru necazuri, pentru problemele din biserică și una pentru familii. Cea mai scurtă rugăciune, care credeți că a fost? Pentru familie. Pentru familie. Și stau uneori și te întreb, că probabil la casele noastre, mă gândesc, la casele noastre cele mai multe rugăciuni sau cele mai lungi, cele mai profunde le rostim pentru familiile noastre, pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru părinți, mai ales când sunt bolnavi, când au anumite probleme. Că îmi vine greu să cred că sunt unii din biserică ce investesc mult timp în rugăciune pentru păstori, pentru evangheliști, pentru misionarii lumii. Ar fi grozav să fie așa. Dar fiind acasă, ești lipit de casa aia și vrând nevrând, dacă te rogi în dormitor sau bucătărie, sau unde te-ai găsit în sufragerie, e sufrageria ta, e dormitorul tău, e birou din casa ta și vrând nevrând te rogi pentru tine și pentru ai tăi, de regulă. Și probabil că îți amintești și de ceilalți fraților din biserică, însă nu poți investi așa de mult timp să te rogi pentru ei. E ciudat. Când este vorba de familie, întâlnire de familie, uite, eu cred că dacă am planificat așa cum am început să facem din luna octombrie și o să încercăm să ne ținem de acest obicei, cât considerăm că Dumnezeu ne călăuzește așa, o să avem invitați în fiecare lună câte un om al lui Dumnezeu care are ce să ne spune despre viața de familie. Dar o să vedeți, când o să vină în biserică, un proroc o să fie full aici. E full. Când vine un evanghelist, este full. Este plin. Dar când vorbim despre familiile noastre, despre relațiile din casele noastre, ce să mai învățăm? Eu, de exemplu, am 26 de ani de căsătorie și am mâncat multe sare de când sunt cu Atena în căsătorie și ne frământăm și ne învățăm unii pe alții sau nu pe altul, multe lucruri. Însă, ori de câte ori suntem la câte o conferință cu familiile, la câte un seminar cu familiile, Dumnezeu încă are ce să ne spună. Și ne amintește anumite lucruri pe care poate le-am uitat de mult, ne revigorează relația și sunt foarte importante aceste întâlniri. Nu mă așteptam să fie foarte mulți. Pentru că știu cum se gândește și relația de familie. Asta știm. Ce să ne învețe asta? Mergem bine, dacă nu ne poate ajuta cu nimic, și cam așa gândim noi, foarte subțire, foarte îngust, despre cel mai important domeniu al vieții creștine, dragii mei. Cred că familia este cel mai important domeniu al vieții creștine. De aceea socot că este foarte important să ne așezăm sub autoritatea Cuvântului Scripturii și să rugăm pe Dumnezeu în această seară să-și facă milă de noi și să ne vorbească. El știe care sunt marile bătălii ale familiilor noastre, marile frământări din viața noastră. Avem între noi surori văduve, avem frați văduvi, au frământelor, au poverilor, au necazurile, durerile lor. Cine să le rezolve? Din trecute spunea cineva, eram la o consilieră și zicea de familie, spunea, cât care nevoie de un psihiatru, a zis. Cum? Dacă Duhul lui Dumnezeu nu poate ajuta un om, cine să ne ajute? Nimeni. Deci suntem aici, dragii mei, și îl rugăm pe Dumnezeu să ne facă urechile și mințile sensibile și inimile la vorbirea Lui.
Poate că pe unii v-a surprins când am afirmat că cel mai important domeniu al vieții spirituale pentru un credincios este familia lui. Eu am ajuns la concluzia că viața de pocăință ne-o trăim nu într-un context ca acesta, numit Biserica Domnului, într-o clădire, casă de rugăciune cu unii noi. Aici petrecem foarte puțin timp. Stăm aici 5 ore duminica și mai puțin încă 2 ore joia. Socotiți din 7 zile într-o săptămână. Suntem aici doar 7 ore. Ma cât om fi noi de răi, 7 ore stăm cu minți. Însă tot restul timpului din 7 zile îl petrecem la serviciu și în familie. Așa că suntem oamenii care suntem, nu aici, în primul rând, ci în căsuțele noastre, în bucătărie, în dormitor, în sufragerie, în grădină, acolo unde interacționăm cu cei care sunt membrii familiei noastre. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, când scrie lui Timotei, 1 Timotei 5,8, că cine nu poartă de grijă de cei ce sunt ai lui, este mai rău decât un necredincios. Adică nu se poate să faci pe amabilul în prezența fraților în casă de rugăciune, dar acasă să fii dur cu soția, să fii aspru cu copiii, să-i cerți nejustificat, să fii mânios, să faci pe supăratul, să mai spun, pe nervosul, să trântești una și alta. De ce cred că viața de familie este cel mai important domeniu al vieții spirituale? Încă un argument vă aduc. Înainte ca Dumnezeu să tacă în istoria biblică 400 de ani, 400 de ani, Dumnezeu a tăcut. Între Vechiul și Noul Testament s-au scurs 400 de ani de istorie în care Dumnezeu a tăcut. Și când tace Dumnezeu, dragii mei, este jalea mare. Ei, înainte să tacă, Dumnezeu a promis că va trimite pe prorocul Ilie cu o misiune absolut specială. Am să citesc din Maleahi, este ultima carte din Vechiul Testament, da? Din ultimul capitol, ultimul verset. Înainte să zică Dumnezeu amin, în dreptul profeților, spune așa, el, acest Ilie, Maleahi 4:6, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și apoi se închide Vechiul Testament. Rețineți că ultimul cuvânt al lui Dumnezeu în descoperirea de sine a lui Dumnezeu pentru oameni a fost unul pentru familie. Pentru că știa că în vremurile noastre familia va fi o problemă esențială în societate. Dumnezeu știa că între generații vor fi tensiuni cumplite. De aceea spunea Domnul că misiunea acestui Ilie este una specială, să întoarcă inima părinților înspre copiilor și a copiilor înspre părinți. De ce nu inima copiilor înspre părinți? Pentru simplu motiv că noi, părinți, am fost cândva copii. Noi știm cum gândește un copil de 7 ani și unul de 8 ani și unul de 15, pentru că am fost și noi cândva de 15 ani. Dar pruncul ăsta de 15 ani, habar n-are cum gândește taică-s-o care are 51 de ani. De aceea, Domnul ne atrage atenția că misiunea acestui Ilie, eu cred misiunea bisericii este aceea de a privi în familie și în a lucra sub asistența nemijlocită a Duhului Sfânt la vindecarea relațiilor dintre părinți și copii. Deci mesajul final din istoria vechi testamentală este unul pentru familie. Dragii mei, este cumplit, este cumplit să auzi că în biserici evanghelice rata divorțului a atins pe cel din lume. Este cumplit. Întreb, care-i misiunea bisericii în lume în cazul acesta?
Și vă spuneam și dimineața, anticipând, că se constată la nivel mondial că cele mai multe familii se destramă datorită unei comunicări ineficiente sau defectuoase. Deci am socotit că la această primă întâlnire dedicată familiei, biserica noastră, să încerc să atrag atenția asupra felului în care comunicăm între noi. Și altul pasaj în care Sfântul Apostol Pavel, în Efeseni 5:19, spune în felul următor: vorbiți între voi. Dar vom vedea nu oricum, cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Acum, dacă suntem atenți, aici Apostolul Pavel aduce în discuție două nivele de comunicare între noi. El vorbește bisericii, da? Bisericii lui Hristos. Un nivel de comunicare pe orizontală. Vorbiți între voi, unii cu alții. Și apoi, zice el, aduceți laudă lui Dumnezeu. Adică vorbiți cu Dumnezeu. E interesant că Pavel mai întâi spune: atenție cum vorbiți între voi. Noi de multe ori suntem preocupați pe vorbirea cu Dumnezeu, pe comunicarea cu El. Noi îi cântăm, îl lăudăm, ne rugăm Lui, îl binecuvântăm, mai ales în biserică să ne vadă frații și surorile. Acasă nu îl binecuvântăm așa de mult pe Dumnezeu, că nu avem aplauze. Nu ne vede nimeni să ne promoveze în biserică. Zică, a, ești bun și tu să cânți, ești bun și tu să faci în biserică. Acasă nimeni nu te aplaudă. De aceea este important să pricepem, dragii mei, frați și surori, și stimați prieteni, că atunci când Apostol Pavel ne încurajează să vorbim într-un anume fel, sau să avem, vom vedea, un anume limbaj, ne avertizează că noi oamenii comunicăm pe două nivele, unii cu alții și apoi cu Dumnezeu. Și că această comunicare pe orizontală influențează fundamental comunicarea pe verticală cu Dumnezeu. Că dacă noi, între noi, hai să zic soții cu soțiile în cazul nostru, dacă nu comunicăm într-un mod corect, degeaba vorbim cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne aude. Nu-L interesează ce spunem? Dacă noi nu suntem atenți cum, ce limbaj dezvoltăm unii cu alții, da? De ce am mare atenție? E atât de importantă comunicarea între noi, dragii mei, vorbim de cea pe orizontală, în primul rând, asta o determină și pe cea pe verticală cu Dumnezeu, încât fără comunicare nu există relații. Deci, fără comunicare între noi, nu putem construi relații sau legături. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea afacerilor, de exemplu. Hai să cobor într-o lume mai lipită de noi, lumea pieței. Noi, marțea și vinerea, avem piață la Bești. Și tot felul de oameni, de pe sate, de orașe, e plin, puzderie de oameni sunt la piață. Și mergi acolo la o tarabă și vrei să cumperi morcov. Trebuie să comunici cu omul și uneori, comunicând cu omul, te apropii de el, îți mai lasă și din preț. Construiești relații cu omul. Dar uite, între firme, firmele nu pot avea relații dacă nu comunică. Există departamente specializate de relații cu clienții. Și acolo sunt oameni specializați care învață în facultăți, în școli superioare, cum să vorbească cu clientul, să-l câștige pentru firmă. Foarte important este departamentul de relații cu clienții. Vorbesc foarte frumos cu tine, foarte amabil, îți zâmbesc, chiar dacă în două zice, mă, fii atent că ăsta nu mi-a cumpărat produsul, am pierdut șansa să... Dacă nu vorbește frumos, dacă nu comunică frumos, nu poate construi relații cu firma respectivă. Comunicarea este atât de importantă, dragii mei, încât cineva foarte bine spunea că această comunicare între oameni este sistemul cardiovascular al unei relații. Inima unei relații. Sistemul de vene și de artere a unei relații. Cine comunică eficient în familie, are o inimă sănătoasă în familie. Da. Cineva spunea,
Că inima oricărei probleme, sau miezul oricărei probleme, inima oricărei probleme este o problemă de inimă, de atitudine în comunicare. Dacă o familie, un soț și o soție, au o comunicare frumoasă și profundă, au o relație sănătoasă și sistemul ăsta al inimii și al circulației, al relației, este unul profund sănătos. Ma de-aia cele multe familii se încheie în divorț pentru că nu au acest sistem cardiovascular sănătos și mor de bol de inimă, vorbesc figurativ bol de inimă, da? Relație proastă în comunicare. Ținând cont de aceste aspecte, dragii mei, țineți minte că profunzimea unei relații, adâncimea unei relații, intimitatea unei relații într-o căsnicie depinde de profunzimea comunicării. Oamenii care comunică toate lucrurile, soții, da? Care comunică toate detaliile, au o relație foarte profundă. Oamenii care comunică puțin, au relații sărace. Și o să vă ofer cinci nivele de comunicare în viața de familie. Și nu numai, dar suntem acum în viața de familie. Cinci nivele de comunicare. Și o să încep cu cel mai sărac nivel de comunicare, în care vom vedea că cei mai mulți bărbați ne regăsim. Comunicarea de tip clișeu. De tip clișeu. Ce înseamnă asta? Vii de la serviciu și zice soția, cum a fost omul la lucru? Și tu ce zici? Zic Cristi, bine nevastă. Și ai plecat la televizor. Gata, sau la baie să faci duș. De regulă bărbații comunică așa de seara. Cum a fost la piață? Bine. Cum sunt presurile? Bune, tot așa. Dar mă, dar spune-mă, lasă nevastă cum s-a ocupat. Comunicarea clișeu este cea mai sărăcăcioasă și cea mai păgubasă comunicare. Este tipul da, da, nu, nu. Sigur, Mântuitorul spune vorbirea asta să fie da, da și nu, nu. Dacă îmi faci promisiuni, nu când comunici cu soțul. Cum a fost la școală, băiete? Bine. Ai luat note? Nu. Și pleacă în cameră și se închide. Asta e comunicare, tip clișeu, asta e non-comunicare, asta e necomunicare. Nu comunici nimic. Absolut nimic. Când spui că a fost bine la serviciu și soția zice, dar ce înseamnă că a fost bine? O lași să se frământe, mestecând în rântașcă, dar ce înseamnă bine la omul meu? Al doilea nivel, care este un pic mai profund, este nivelul de comunicare al evenimentelor. Vine la muncă și spune soția, cum a fost la serviciu? Măi, a fost bine. Mi-a venit un coleg nou la serviciu. Se înțelege bine cu șeful. Tu ai văzut că se înțelege, da? Colegul ăsta nou vine la serviciu, vezi că discută cu șeful, că își zâmbește, deja spui niște evenimente. Sau spui, a fost bine la serviciu, astăzi să știi că n-am întârziat, am ajuns înaintea colegului, care totdeauna era primul la serviciu. Deci spui mai mult într-un cuvânt, comunici mai mult. Și când spui mai multe detalii, soția poate spune, o, dar care-i colegul ăla care tot întârzie? Care-i colegul ăla nou? De unde a venit? Nu-i din sat de la tine? În ce biserică merge? Atunci se pot construi relații un pic mai profunde, prin comunicare un pic mai profundă. Merg mai departe, al treilea nivel de comunicare, care este mai profund, este cel al comunicării opiniilor. Nu spui doar ceea ce știi și vezi ca evenimente, spui ceea ce crezi. Vă dau un exemplu. Cum a fost la muncă? Bine, nevastă. Am un coleg nou. Da, și zice așa, cred că ăsta e ceva neam cu șeful. Că, și zice soția, dar de ce crezi tu că e neam cu șeful tău? Păi uite, măi, nevastă, alaltăieri au fost 10 disponibilizați. Și astăzi îl angajează pe ăsta. Musai că ăștia-s neamuri. Sau musai că i-o dat ceva bani să-l angajeze. Deja comunicarea între soți este un pic mai adâncă. Relația este un pic mai adâncă, pentru că ei povestesc mai mult. Își spun mai mult. Spun ceea ce cred. Și ea zice, nu cred că neapărat îi neam cu șeful. Poate că e un bun specialist. Poate că a fost un examen și l-a admis. Și uite așa, soția cu soțul poate comunica mai mult. Un alt nivel mai profund este cel al sentimentelor. Cum a fost la serviciu? A fost bine, nevastă. Și altceva, măi, mi-a venit un coleg nou. Dar cum așa? Păi, cred că are
pile la șeful. Și zice el, acum trece într-o comunicare mai adâncă, mai cred că e o problemă că a venit ăsta la serviciu. Și spune soția, dar de ce crezi? Mai, după cum văd eu, este un tip isteț și s-ar putea să mă pune pe lista de disponibilizări. Dar de ce crezi că s-ar putea să... Deja simte omul, mai, nu cumva mă amenință nou venit? Deci, e o discuție mai profundă, o comunicare mai profundă în care soțul spune ce simte soției lui. Soția spune, mai, eu nu cred că e chiar așa. Tu ești acolo de 10 ani la firma aceea. Noi avem un Dumnezeu care vechează. Nu cred. Deci își spun sentimentele. E o comunicare mai adâncă în care cei doi își permit. Pentru că doresc să intre în sufletul celuilalt. Ei, al cincea nivel de comunicare este cel al transparenței totale. Adică spui celuilalt de lângă tine absolut tot ceea ce ești. Cum a fost bine nevasta? Hai, ce înseamnă bine? Băi, s-a rezolvit un coleg nou, cred că are relații cu șeful, cred că e neam cu șeful, cred că eu... Dar totuși, chiar dacă am emoții, că e un pic mai bun ca mine, cred că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și intervine soția, măi omule, dar tu ești de 10 ani la firma aceea, și mai departe. Și atunci, el spune tot ceea ce este în fața soției. Este absolut transparent, vede în el tot ceea ce este el, dragii mei. Nu știu dacă... Una, două, trei familii care suntem aici. Hai cinci și îmi cer iertare dacă jignesc pe cineva. Deci dacă sunt cinci familii în sala aceasta care au atins acest nivel de comunicare în familie. Adică să n-ai tu absolut nimic de ascuns. Nici un detaliu care te frământă. Când vezi ce e la serviciu, când te simți amenințat, când vezi că se reduc locurile de muncă, când vezi că fiecare lună mai apar noi disponibilizări, e foarte greu să nu simți aceste emoții și această teamă. Și nu întotdeauna toți bărbații se deschid să spună, soție, uite ce simt, draga mea. Că dacă noi bărbații am fi transparenți, soțiile s-ar putea ruga mai mult pentru noi. Dacă le-am spune ce simțim și ce trăim, s-ar putea implica mai mult în slujirea noastră, că doar ele sunt, au menirea să fie ajutor potrivit pentru noi, bărbații. Și paguba e tot a noastră, pentru că nu suntem transparenți. E, dragii mei, când vorbim de comunicare în casele noastre, este important să ajungem noi soții la un asemenea nivel de comunicare, încât să fim absolut transparenți. Într-o comunicare transparentă înseamnă inclusiv a spune soție, dragă, vreau să spun ceva. A venit o colegă nouă la birou. Asta se îmbracă foarte provocator. În fiecare săptămână vine cu trei rânduri de haine. Măi, nevastă, cred că mă privește cu un ochi tare pofticios. Dragă, te rog, ajută-mă. Când vă spun asta, am în minte un caz pe care îl cunosc bine. Un soț mi-a împărtășit exact o asemenea situație. Asta înseamnă să fii transparent. Soție, astea sunt temerile mele. Sau, mai nevastă, nu știu cum să fac. Tu știi că înainte mă pocăi, mi-a plăcut ceva. Am fost distractiv. Mi-a plăcut distracția, da? Băi, mă simt uneori atras. Mă, când fac colegii chefuri, mai nevastă, ajută-mă. Asta înseamnă transparență. Sau să zic că ea, mă, iubitule, m-am căsătorit cu tine nu de mult și, mă, nu știu, când eram domnișoară, atât am cumpărat, tot salariul dădeam pe haine. Ce să fac? Ajută-mă! Mă, simt când iau salariul că, măi, parcă mă furnică, trebuie să mă duc la mall să-mi cumpăr încă o rochie. Mă, ajută-mă, înseamnă transparență. Înseamnă transparență. Dragii mei, dacă noi nu suntem transparenți cu soția sau cu soțul, de unde să știe bătăliile noastre interioare? De unde să le cunoască? Numai dacă nu vorbim prin somn și spunem fără să vrem. Dar este foarte important ca să fie căsnicii solide și puternice, printr-o relație solidă și intimă, trebuie să putem comunica foarte profund. Comunicare foarte deschisă, transparentă total. Adică să fim noi înșine. Interesați-vă de Biblia că Adam și Eva erau goi.
Și nu era rușine, adică erau transparenți. Nu goi fizic în primul rând, deși și așa erau, dar nu era între ei absolut nici un paravan, nici măcar de sticlă. Fiecare putea vedea ce e în mintea celuilalt. Oare câți bărbați spun, măi nevastă, îți spun ceva? Tu ești frântă și adormi pe la 10 și o sunt tentat să mă joc cu telecomanda și măi nevastă, uneori mă opresc la TV la imagini care sunt murdare. Fă ceva pentru mine! Înseamnă că mâncarea e transparentă. Înseamnă că ai încredere în soția ta și îi spui ceea ce ești ca să te poată ajuta. Este fundamental să comunicăm în termenii aceștia. Acum, mi-am propus în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri legate de comunicarea verbală, pentru că e cea mai la îndemână. Sau dialogul. Da? Asta e cea mai folosită. Noi vorbim mult, da? Mai ales soțiile. Lor le-ar plăcea să vorbim și noi, bărbații, mai mult. Să aibă cu cine povesti, că dacă nu, își sună o prietenă și o soră și vorba cuiva. Băi, când vorbește soția asta, câte oră la telefon? Dar eu când sunt? Și atâta spune, mă, zice Adena, măi, dar tati, mai spune ceva la fratele, la numai atâta scurt. Da? Ba? Da? Bine? Când? Acolo? Mă, zice, mai spune ceva, îmi șoptește. Noi suntem foarte zgârciți de bărbații la vorbe. Ca și cum am vorbit pe bani, nu? Da, mai gratis și la telefoanele astea. Ei, soțiile vorbesc mult. Unor te zici, băi, termină. Ce mai faci? Băi, la mâine asta. Și am spus, ai spus ceva. Bine. Așa comunicăm pe altă, știi? Ei, ideea este că cel mai des folosim comunicarea verbală sau dialogul. Acum, dialogul are două părți, da? Suntem un pic la română. Vorbirea și ascultarea, adică unii vorbesc în dialog și alții ascultă. Dar vine rândul și celui ce ascultă să vorbească. Ce credeți dumneavoastră? Într-un dialog, ce-i mai important? Vorbirea sau ascultarea? De ce credeți că ascultarea? De ce? De ce, Călin? Acum gândiți-vă, mai ales când bărbatul e predicator, ăsta îi place să fie ascultat. Și în biserică, și în familie, și oriunde-i. Mă, dacă nu e predicator, e mai ușor cu el. Dacă e predicator, vrea să fie ascultat, sau să aibă drept la cuvânt. Și aduce acasă și un microfon, să vorbească și un amvon, să aibă și autoritate. Da. Ai bună întrebare, ai bună întrebare. Ce e de făcut când cineva vorbește mult și celălalt? Poate că e sătul de cât vorbește unul dintre ei. Cred că e foarte important să fim echilibrați în cât vorbim. Vom vedea imediat. Sigur, e mai important să asculți cu atenție ca să poți vorbi. Adică să poți răspunde. Și asta nu este o idee. Ce este o constatare pe care o facem în urma a ceea ce Dumnezeu ne spune. Și vreau să citesc ce spune Dumnezeu în Iacov 1 cu 19, partea a doua versetului, când spune așa. Orice om, adică și eu care vorbesc, și dumneavoastră, orice om, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, să fie grabnic la ascultare. În cer la vorbire. Așa cum se sora Jenin, în cer la vorbire. Îngăduit. Uneori de-abia ai scos cuvântul. Până și un da sau un nu trebuie să stai după el. Omule, noi, da sau nu? Să mă gândesc la vorba lui John English. Dați-mi 24 de ore. Mă gândesc. Da? Uneori n-ai vreme să stai 24 de ore. Trebuie să iei decizii. Așa? E, Biblia spune, orice să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, cât despre mânie să fie zăbavnic la mânie. Deci, Dumnezeu ne spune asta prin cuvânt.
oricui să fim rapizi să ascultăm, să ne grăbim să ascultăm, să luăm aminte, să băgăm bine la cap ce spune soția sau soțul. Că uitați ce spune mai departe Biblia în Proverbe 18:13. Cine răspunde fără să fie ascultat, trebuie să fie ascultat cu atenție, da? Cine răspunde fără să fie ascultat face o prostie. Asta scrie Biblie și stage rușinea. Adică atunci când nu sunt atent la ce îmi spune soția și repede îmi bag nasul, că eu-s bărbat și eu știu, lasă nevastă că știu eu. Și repede opresc să-și uite ideea săraca și mă bag eu că eu știu răspunsul la toate lucrurile, că sunt nu știu cine. Fac prostii. Și cred că toți suntem vinovați de greșeli pe care le-am făcut, pentru că n-am băgat bine de seamă ce a spus soția. Hai să recunoaștem. De câte ori plecăm în piață, mie îmi spune, Atena, scrie-mă pe listă, zic, dar sunt numai patru lucruri, nu? Uita, patru lucruri. Sunt cinci câte idei am și vin cu unul lipsă. Na, unde sau ole? Ai dreptate. Mă, ți-am spus să scrii pe listă, nu? Linie mai nevastă, ce da? Mă, când apoi, da? Ce să scriu pe listă, că fac pe deșteptul, mă, cinci articole, doar cinci degete. Pătrânjel, morcov, cartofi, telemea, mă, care a fost la cincele, mă? Doamnă că avem telefon și mâine să mai trebuie ceva, că știu că am 5 deci la mână și 5 lucruri ai spus să cumpăr. Nu? Așa e când nu ascultăm cu atenție. De v-am dat un exemplu banal. Dar spune să iei pruncul de la școală și uiți, că te uiți la TV, la meci și uiți ce s-a spus ea. Și pruncul, mă, unde e copilul? Care copil? Păi nu-l la tu, păi nu ți-am spus, păi. Păi nu te uiteai la televizor când ți-am spus. Deci dacă nu suntem atenți, facem prostii în viață. De aceea, dragii mei, frați și surori, dragi prieteni, în comunicarea verbală trebuie să învățăm un principiu, să ne folosim mai mult urechile decât gura. Nu așa Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne-a dat numai o gură și două urechi, da? Înseamnă că dacă avem două urechi, trebuie să băgăm bine de seamă. Așa-i? Urechile ca să capteze bine ceea ce spune soția sau soțul sau ceea ce spune predicatorul la amvon sau preotul sau duhovnicul. De avem două urechi să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim în viață. Ar fi grozav, dragii mei? Ar fi grozav? Solomon spune Proverbe 21:28 așa. Omul care ascultă bine, adică omul care este atent, va vorbi întotdeauna cu izvând. Asta nu greșește. Omul care bagă bine la cap, care e atent, care ascultă cu grijă, omul acesta va vorbi întotdeauna cu izvând. Adică omul care își folosește bine urechile, când îi se-și folosească gura, o folosește cu izbândă. Cu succes, da? Cu succes. Dar acum, ca să asculți eficient sau ca să asculți bine, e nevoie de două lucruri importante, de factorul timp și de detaliile pe care ți le spune celălalt. Dragii mei, de cele multe ori, noi nu suntem atenți, noi bărbați, în special când vorbesc soțiile cu noi, pentru că nu vrem să alocăm un timp special discuției cu soția. Și noi știm foarte bine, americanii ne-au învățat o mare pacoste. Ei ne-au spus că time is life. Adică time is money, da? Timpul costă bani. Noi spunem, băi, nevastă, acum n-am timp. Băi, stai, acum asta se duce, acum fac un ban, da? Știu că zic americanii, time is money. Nu, eu spun altceva. Timpul costă viață. Time is life. Adică soția spune omului, hai să-ți povestesc ceva important. Lasă nevastă, acum trebuie să fiu la serviciu, acum am de adus marfă, acum am de vândut marfă, acum am de făcut o afacere, acum sunt cu un prieten, acum alerg, acum vin, acum plec, acum... Nevastă, n-am timp acum. Și ai acum 25 de ani, că spune soția, stai să-ți spun, o, și ai 50 de ani, n-ai nici la 50 timp, n-am timp nevastă, n-am, mă duc și vin, mă pregătesc, fac, dreg. Dragii mei, țineți minte, dacă se poate, numai că trăiți, că timpul înseamnă în esență viață, nu bani. Timpul înseamnă viață. A oferi timp de calitate soției când discuți cu ea, înseamnă a-i oferi
acesteia viață din viața ta. Înseamnă a te dărui în totalitate și în exclusivitate doar ei. Cunosc o tânără familie care locuiesc în Seattle, în Statele Unite, și el ne povestea că atunci când vrea să-i spună lucruri importante soției, lasă copii acasă, o copii mărișori, o ia la o tură prin oraș. Și avem telefonul închis și atunci discut cu soția mea lucrurile importante din familie. Deci vreau să fiu numai cu ea și să mă asigur că mă ascultă, că mă înțelege și că și eu pot să ascult și să o înțeleg bine. Câți dintre noi facem așa? Hai să vă spun cum facem noi, majoritatea. Ești cu soția la telefon. Vorbești cu ea despre la mic, despre la mare și sună un prieten. Piu, piu, piu. Nevastă, stai un pic că sună cineva acum, e o afacere importantă. Și-a închis pe nevastă ta. Și zice ăsta, mă, auzi, hai să mergem la pescuit. Când a fost, da, ultima baltă? Ultima baltă. Păi a fost acolo. Bă, zice, mâine, hai că iau liber, hai cu mine la pescuit. Și s-a închis nevastă la telefon, că te sună un prieten pescar. Te sună copilul. Mami, uite-te cum așa, și vezi că te sună prietenul ta. Stai copilul, mami, că stai în hold, stai în hold, stai, așteaptă. Da, dragă, auzi tu, cum se face salata de băuf? Și stai că la telefon și când s-a deschis pe pruncul tău, săracul, o închis, că trebuie să intre la ore, că a fost în pauză. Nu e așa? Ia uitați-vă, cât timp acordăm unei discuții cu soția? Oare câți dintre noi, câți dintre bărbați? Când spune soția, vreau să discut o treabă importantă, omule, cu tine, spunem, așa, am două telefoane, Orange și Vodafone, pac, 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 le închid, stai să scot fixul din priză. Nevastă, gata, sonerea o deconectăm, acum îți a tău, spune-mi ce vrei să-mi spui, dragă, câți facem așa? Atâția, zero. Nici eu nu fac asta, că dacă mă sună cineva, tocmai acum. Eu fac asta când, dimineața, de regulă, când mă rog, și de-aia unii când mă sunați, dacă sunați până la 9, mai lucru să vă răspund. Scot fixul din priză, telefoanele pun undeva sub o pătură și nu răspund. Am timpul când mă rog și atunci dimineața de regulă. Am cam 2 ore când am un timp cu Dumnezeu și atunci nu mă găsește nici soția. Ea știe. Atunci, chiar dacă sun, nu răspunde. Așa e, dragă? Eu nu răspund. Pentru că n-am cum, că n-au telefoanele. Vreau să nu le aud. Dar rar mi se întâmplă să zic soție, închid telefoanele ca să povestesc cu tine. Rar mi se întâmplă. Mi s-a întâmplat vreodată atâta, cred că nu până acum. Dacă o să-mi ceară, eu o să fac asta, pe dragul ei. Hai să recunoaștem că atât de greu oferim timp special soției și soțului. Atât de greu, foarte greu. Mi se pare o veșnicie, o jumătate de discuție numai cu soția, fără să fim pe fază, telefonul. De ce oare? Deci, este fundamental să ascultăm cu atenție, să fim ochi, urechi, inimă și minte la ce spune cel de lângă noi, ca să înțelegem frământările, ca să înțelegem bucuria și necazul, ca să arătăm care valoare în ochii noștri, care preț în ochii noștri. Mă opresc un pic, dacă sunt întrebări legate de ascultare, și mai trecem la partea a doua, de la vorbire, dacă sunt întrebări până acolo, sau unele lămuriri. Ajungem după aceea răspunsul la întrebarea sorei Jenny, în partea a doua, la vorbire. Cum să facem să vorbim? Da? Și unul și altul. Eu mai cunosc soții ăștia. Mai cunosc și unul care vă vorbește, care mi face diese așa cât e. Face un... Da, eu nu jumătate de zi. Eu jumătate îl fac pe supăratul, că nu-mi face mie un moft. Fac pe supăratul. Îmi trece repede. Poate la 70 de ani trece mai greu, nu știu. Acum la 50 de ani trece mai ușor. De regulă, ce am constatat în viața de slujire, că bărbații se șifonează mai rapid și mai ușor decât soțiile. Încă o constatare, a doua, că soțiile iartă mai repede și mai profund decât bărbații.
Păi, stimați, mi-am întâlnit în consilierea maritală cazuri de adulter în familie și, din păcate, nu. Vorbesc în general, nu în biserica noastră, neapărat. Când un soț greșește față de o soție, dacă o înșeală, soția iartă mai ușor. Dar dacă o soție l-a înșelat, încă n-am găsit unul în consiliere să o ierte. Unul încă n-am găsit. Rețineți, unul încă n-am găsit. Dar soții am găsit care să-și ierte bărbații care l-au înșelat. Așa și în micile greșeli. Să îmbufnă, nu-i bun de nimica, nu-ți merge nici măcar cu gunoi afară, că l-ai jignit. L-ai jignit și stau acolo ca și... Că parcă o da faliment firma lui care nu are, știu. Tot ai supărat că i-ai spus o vorbă, i-ai spus să ducă gunoiul și el a fost ocupat. L-ai deranjat de la TV. Și gata, o jumătate de zi nu-i bun și trebuie să-și aibă, te rog, iartă-mă tot tu. Asta e bărbatul. Și important, poate într-o întâlnire viitoare, dacă Domnul îngăduie, vom vedea cât de diferit ne-a creat Dumnezeu pe noi bărbații de dumneavoastră, femeile. Foarte diferiți. Și o diferență e tocmai aici. Foarte mofturoși, foarte supărăcioși, repede sare țandăra și foarte greu iertăm. Da? Din păcate. Hai mergem la partea a doua, adică dialogul la vorbire. Dacă ascultarea e mai importantă ca vorbirea, da, hai să vedem ce e de făcut atunci când deschidem gurița. Mergem mai departe, doamna. Da? Spune Scriptura în Proverbe 18:21. Acum, cel ce ne-a creat, dragii mei, Dumnezeu care ne-a creat, El știe cum ne-a creat. De aceea, ce vă spun în seara asta, vă spun din Scriptură. Însă am pus aceste pasaje înaintea noastră, da, să le putem vedea. Spune așa Solomon, moartea și viața sunt în puterea limbii. În puterea limbii. V-ați gândit vreodată la această afirmație? Moartea și viața sunt în puterea limbii. Adică, cu limba aceasta pot omorâ oameni și pot să le dau viață la oameni. Cu aceeași limbă. Așa-i? Nu știu cât de des ne-am gândit în viață, că cele mai multe păcate pe care le comite un om într-o viață de om sunt păcate ale limbii. Ale limbii. Îmi puteți da câteva exemple de păcate ale limbii? Hai să vedem. Minciuna. Bârfa. Cam același lucru și clevetirea. Alt păcat cu limba. Blestemul. Certurile. Ați auzit de glume proaste? Oh. Dat de vorbe cu dublu înțeles, ați auzit? Wow. Dat de vorbă reală. Câte păcate comitem noi cu limba, dragii mei? Câte păcate comitem cu limba? Nu mă mir că spune Scriptura că moartea și viața sunt în puterea limbii. De aceea spune tot Solomon, nu lăsa gura să te bage în păcat, nu o lăsa. Dumnezeu știe că ne-a creat vulnerabil și de aceea ne atrage atenție, 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 gura te poate băga în păcat, nu o lăsa. Nu o lăsa. Solomon spune în Proverbe 21:23, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Dragii mei, urechile n-au niciun dop, numai când nu le spălăm. Și trebuie să le folosim pe amândouă la maxim. Dar limba are două ziduri. Primul și al doilea. Adică Dumnezeu ne avertizează și prin asta, atenție ce vorbești cu limba, că ți-am dat două ziduri, mușcă-ți-o! Decât să o omoare pe alții, mușcă-ți limba! Da, dragii mei? Și Doamne, bine era să mușc limba de câte vor până acum, decât să aduc suferință în viața unora. Că atât de ușor spui un păcat. Ce păcat? Cine zice? Prostule sau nebunule. Este un criminal, punct. E un criminal. Cea mai periculoasă armă, pentru care nu trebuie autorizație de port armă, este limba. Vânătorii au autorizație de port armă, nu poți vâna fără să ai autorizație. Limba! Putem omorâ pe oricine și nu trebuie autorizație. Așa? De ce?
Ia uitați ce spune tot, spune Iacov în Scriptură, tot Dumnezeu ne spune asta. De ce așa periculoasă limba, ia auziți? Limba este și ea un foc! O lume, un univers de nelegiuri, de păcate. Ea întinează sau contaminează sau spurcă tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Este o aruncătoare de flăcări înspre semen. Este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Extraordinar. De ce așa periculoasă limba? De ce moartea este în puterea limbii? Pentru că este o aruncătoare de flăcări. Da? Blesteme, hule, injurii, jigniri. Limba le aruncă și face ravagii. Uitați-vă, este un foc, este o lume de nelegiuiri, contaminează tot trupul, aprinde roata vieții când e aprinsă de focul genii, adică iadului. Este un rău care nu se poate înfrâna. Și în context spune Iacov, toate sălurile de animale sunt înmânțite de om, dar limba asta nu poate nimeni strune și îmblânze. Fantastic. Ținând cont cât e de periculoasă limba asta, nu? Urechile se văd, limba nu se vede. O ținem ascunsă. Când voi la ce pericol poartă cu ea limba, îmi dau seama că cu limba îți poți ucide partenerul sau îi poți da viață. O să vă spun în seara aceasta cum vă puteți îmbătrâni unul pe altul prematur și cum puteți să vă întineriți unul pe altul. Câteva exemple o să vă dau. Hai să vă arăt cum putem să ne omorâm unul pe altul. Nu vreau să facem asta, dar vă arăt cum din cauza nebuniei noastre, poate fără să realizăm, până în seara asta n-am și de acum știm, ne putem omorâ unul pe altul, da? Niște exemple negative, da? Zice soția așa, nu a mea, mulțumesc Domnului, da? Zice soția, vorbesc așa în general. Omule, nu ești în stare de nimic. Uite-te cum stă clanța la ușa, mă. De 5 ani am mutat în apartament. Uite-te, mă, cum stă clanța, mă. Ce zice mama când vine la noi, mă? Lăsați copii să răniți-vă cu cuiele de la ușă, mă. Nu faci nimic în casa asta, mă. Bă, ești un trântor, mă. Uite-te la tine. Uite cum stau hainele pe tine, mă. Mă, n-aduci un ban în casă, bă. Uite-te, bă, în oglindă, bă. Uite-te, nerasie și omule. Mă, tu nu te descurci, mă. Fii atent vecinul. S-a mutat de cu noi în apartament. Uite-te, mă, cum arată, mă. Nu clanța, ușa, mă, e ușă metalică, tu vezi, mă. Fiat are interfon, mă, acolo, mă. Video, mă. Fii atent cum mă, are bec la ușă, mă, noaptea nu se împiedică cu bagajul nevasta ca și mine, mă, că doar m-am împiedicat de pragul ăsta, mă. Bă, ce om ești tu? Uite-te la alții, mă, ia și tu exemplu de la alții, zice ea. Sau zice el. Tu nevastă, uite-te în oglindă, tu. Nu știi să te îngrijești. Dar ți-am dat bani acolo să-ți cumperi parfumuri și cosmetici. Uite-te cum să aranjează surorile din biserică. S-am cumpărat cel mai scump cântar electronic. Dar mai oricât e pe el și tu. Cât el l-am cumpărat, nu pentru tine. Când te-am luat, n-arătai așa cum ești acum. Dar fă bine, mai folosește cântarul ăsta. Dar tu, soție, dar măcar că merg la biserică, uite-te în oglindă, vezi cum stau hainele. Uite ce frumos stau hainele pe sora aia. Și uite cum stau. Nu e așa? De câte ori nu ne gândim și omorâm ceva din cel de lângă noi prin comunicarea aceasta defectuoasă, nocivă, destructivă? Oare de câte ori comparăm pe cel de lângă noi cu cineva și îl jignim? Uite ce frumos se îngrijește ea, tu nu. Uite colega ta de serviciu cum arată față de tine. Aveți aceeași vârstă. Uite ea ce suple este. Tu tot te îngrași. Că dacă te-ai măritat, nu-ți pasă cum arăți după 20 ani de căsnicie. De ce vorbim așa când vorbim? Du-te și tu, mă, în Italia și fă și tu bani că stai lângă mine și lângă prunci. Uite, tot în apartamentul ăsta cu chirie stăm. Du-te și tu și fă un ban. Nu-mi zici cum fac alții. Că asta e vremea, mă, omule. Și Doamne, câte femei și-au trimis bărbații să le aducă bani. Și l-au lăsat și cu prunci, și cu
cu apartamentul ăla vechi și au plecat cu altele. Și când zic asta, nu zic din cărți, dragii mei. Da? Câte femeine și-au aruncat bărbații în brațele altora. Și au zis, nu mai stă lângă mine, dacă nu mi-a dus bani, du-te și fă bani, unde știi tu? Du-te și fă bani, fără bani nu vii. Ca și moșul cu cocoșul din Uguța cu doi bani. Du-te! Atât de ușor ne distrugem unii pe alții. Și putea veni în biserică. Dar nu-i treaba mea să vorbesc despre comunicarea în biserică, ci despre comunicarea în familie. Dar cum ne portăm cu copiii? Măi, ți-am dat ore la matematică și nu bași nimic la cap. Milioane bag în tine, băi, ce să din tine? Nu ești în stare să înveți nimica. Nu mai te meditezi. Și pleacă în camera, săracul. Și plânge și l-au suspinând. Ferească Dumnezeu să ne nenorocim copiii. Mă, te-am dat în cea mai bună clasă, băi. Vine copilul acasă cu 7, zici, ah, bine, dar puteai mai mult. Și învață copilul și pe sus spune, bine cu, tati, am adus 8. Tu ești de 10, să știi. Și învață copilul și vine cu 9. Da, așa mai merge. Dar tu poți mai mult. Și pe sus spune, bine, am luat 10. Așa, bă, dar cred că ai copiat. Și prunguri zice, păi dacă așa zice tata, da, lasă, atunci. Dragii mei, moartea și viața sunt în vârful limbii. Nu omorâți în cel de lângă voi sentimente nobile. Nu vă ucideți unii pe alții cu vorba. Atât de neglijenți suntem cu limba asta. Atât de greu ne stăpânim. Și cred că e important și o să facem în seara aceasta, să ne vă rugăm Domnului și bine în fiecare zi zicem, Doamne, dă-mi harul să-mi țin gura asta închisă. Să vorbesc numai ce trebuie, numai când trebuie și cum trebuie. E foarte important. Foarte important. Dar mai fă și altă mâncare tu, nevastă. Uite mama cum gătea. Uite-te și tu la altele, ți-am cumpărat carte de bucată cu 1.000.000 de lei. Și uite-te mâncare de asta îmi faci. Și era ca o filești. E frică să nu cumva să greșească iară zama aia, să nu sar pe ea și cu gura. Și... Da, hai să plecăm la exemple pozitive. Prin asta îmbătrânești pe cel de lângă tine, sigur, îl îmbătrânești, îl îmbolnăvești, psihic îl termini. Dacă vrei să-i dai viață, vorbește ceva de genul. Draga mea soție, mulțumesc Domnului pentru tine. Mai nevastă, recunosc dacă nu mă luai de bărbat. Dacă nu spun ei da acum 20 de ani, mai cred că o și cera de mine. Dacă îi spui asta, tu ești câștigat. Așa să fie de bucuroasă. Spune-i bărbatului tău, dragul meu, dă-mă să-ți spun ceva, dar să nu te superi pe mine. Ești un om deosebit. Îți mulțumesc că m-ai curtat acum nu știu câți ani. Spune-i soției tale, chiar dacă are 70 de ani, că aveam la 75 și atât mult nevasta, spune-i, draga, ești așa de frumoasă. Ești așa de frumoasă. Chiar dacă ai varice, chiar dacă ai boală în oasă, chiar dacă te-ai deformat din cauza pruncilor care ai născut, ești frumoasă, draga mea. Multe fete au o purtare cinstită, tu le treci pe toate. Când am sunat pe Atena și am citat, zic, vreau să spun ceva, dar auzi, știi cum să încep? Și am citat pasajul ăsta din Proverbe 31. Așa o țui la capă, mă gândeam că e singură în birou. Wow! Ce te costă să-i faci un compliment? Ce te costă? Ce te costă, omule? Nimic. Au știut ce te costă. Hristos spune că din prea plinul, din prisosul inimii vorbește gura. Când inima e plină și numai încape în ea, curge afară pe gură. Și dacă inima e plină de mizerie, curge pe gură mizerie. Dacă inima e plină de binecuvântări, se vasă binecuvântări spre cel de lângă tine. Îl îmbucur pe cel de lângă tine. Da? Aia nevastă, gătește așa de bine. Ești o gospodină super, super, super. Ce te costă să-i spui soției, te rog, draga mea, în seara asta vreau să-mi dai voie să mă uit la tine câteva minute. Te rog, lasă-mă să mă îmbăr pe lângă tine, da? Că și pe lângă floarea asta. Băi,
Ce bine are asta, mă? N-are de așa bine dacă nu te măritai cu mine, nu? Poți spune și asta. Faceți un compliment indirect. E atât de important. Poți să-i spui soțului tău, dragul meu, mă bucur așa de mult că tu n-ai luat drumurile Franței sau ale Italiei sau ale nu știu care țări. Ce stai lângă mine și lângă copii. E adevărat că n-avem noi mașină sau n-avem noi mașina care am vrut-o, care are vecina, dar așa mă bucur că ai rămas lângă copilașii noștri. Mă bucur că stai lângă mine și că te văd în fiecare zi, chiar dacă sforei noaptea. Chiar îmi place sforeitul tău, să știi. Chiar îmi place. Că m-am învățat cu el. Îmi place. Oricum, la peste 40 de ani, toți sforeiți bărbaților. Nu vă... Nu râdeți că toți sforeiți. Toți. Diferența e că unul sfore mai tare, altul mai încet. Dar toți. Așa că nu e o problemă. Da? Se învață soțiile și cu sfăritul, ca și cu o muzică plăcută. Da? Ei, dragule, îți mulțumesc, îți mulțumesc frumos că te ocupi de copiii noștri. Mă bucur pentru pâinea care dacă știi cinstit, dragule. Mă bucur că mergi la biserică. Mă bucur că te rogi pentru noi, te-am auzit cum te rogi. Dragule, mă bucur că te văd în fiecare zi cu Biblia în mână. Mă bucur, mă bucur. Și uite copiii, te văd și te copiază. Ce ne costă să vorbim așa? Vine minte, eram, oare unde eram, într-o biserică, la o conferință cu familiile, și vorbeam despre aceste lucruri și zice un sos, da, frate, dar poți să mint? Cum adică? Păi dacă nu e așa, poți să-i zic că e așa? Adică dacă nu e harnică, să spui că e harnică? Ba, spune-i că e harnică. Chiar o să zică, mă, dar nu-s chiar așa harnică, se gândește așa, o să devină harnică. O să devine aharnică. Dacă îi spui, ești leneșă, da, dacă ești leneșă, să nu fac nimica. Da? Mi se spune că o soție care avea mulți copii a fost jignită mereu și a zis bărbatul său, tu nu faci nimica în casă, toată ziua. Și ce a făcut într-o zi? O stat în pat. Până a venit de la muncă el. Ăla mic era cu pampărzul, mirosa în toată casa. Basele nespălate, ceașca de cafea lăsată în ghiuvete aiurea, jucării pe jos, miroase în casă. Ce ai făcut nevastă? Băi omule, n-am făcut nimic toată ziua, am stat în pat. Am stat la TV, cum ai zis tu. Ca să vezi ce înseamnă când o nevastă chiar nu face nimic în casă. Toate e spădos. Ce ne costă să vorbim frumos? Noi în familie obișnuim să rostim bine cuvântarea din numeri 6, unii peste alții sau unii pentru alții. Ce ne costă pe noi ca bărbați să spunem soților în seara asta acasă, dragă, dă-mi voie să pun mâna pe capul tău și... Da, uite-te, te rog, uite, când eu țin mâna pe capul tău, tu ține Biblia asta în mână, da? În Cartea Numeri, în capitolul 6, și vreau să-mi ții tu în mână ca să citesc ceva de aici, da? Ea ține Biblia în mână și, pentru că ea ține Biblia în mână, tu ești cu cealaltă mâini libere, pui mâine pe capul și spui așa, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Maria. Se uită la tine și își face cruce. Cu cine? Domnul să facă, să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine, dragă nevastă. Ea să zică, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea, dragă soție, amin. Ce te costă? Ce te costă? Nimic. Te costă totuși ceva. O inimă înnoită de Duhul lui Dumnezeu. Ce-ar fi pentru tine ca soție dacă soțul tău nu face asta, că el e bărbatul ăsta așa încăpățânat și mai... Spune în seara asta, iubitule, pot să fac ceva pentru tine? Dă-mi voie să... Nu-i cere să țină el Biblia, ține-o-ți în mână și ține-o mână pe capul lui. Dacă nu vrea să îngenuncheze, zi omule, da, dă-mi voie să citesc și eu ceva din Numeri pentru tine. Ce te costă? Nimic. Ci disponibilitatea și o inimă bună care vrea să binecuvinteze pe cel de lângă tine. A comunica între noi verbal înseamnă a vorbi unii cu alții, dar a vorbi nu oricum, nu a ne jigni, nu a ne descuraja unii pe alții, nu a ne apăsa verbal, ci a ne încuraja, a ne binecuvânta. Acum, vreau să închei cu o întrebare. Da? Cine iubește viața, nu se vede acolo, pare rău, când s-a trecut de pe informația de la mine acolo, Petru spune așa,
Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Poți să faci corectura, Ionatan, dar să dai mai jos un pic dreptunghiul alb. Deci, lansez întrebarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Cine în afară de mine? Cine iubește viața asta? O iubiți? Eu iubesc. Cine vrea să vadă zile bune? Toți vrem. Avem o singură șansă, dragii mei. Dumnezeu ne spune, iarăși, El ne-a creat, El știe cum gândim, știe cum funcționăm. Acum, dacă cineva iubește viața și vrea să vadă zile bune, o să vedeți ce spune mai departe Petru. Cei care n-aveți răbdare, puteți deschide Biblie la 1 Petru 3, versetul 10, acolo e răspunsul. Foarte interesant. Să vedeți cât de important este cum vorbim. Practic, fericirea noastră în viață și zilele bune și multe depind de felul în care vorbim unii cu alții. Este esențial, dragii mei. Este esențial. Noi ne putem încuraja unii pe alții, putem să ne ajutăm unii pe alții efectiv să fim mai tineri, mai veseli, mai bucuroși, într-un cuvânt, mai sănătoși. Așa spune Petru. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, uitați-vă, să-și înfreneze limba de la rău și buzele de la cuvintele înșelătoare. N-avem altă variantă. Dacă iubim viața care Domnul ne-a dat-o, dacă vrem să vedem zile bune, da, să fim fericiți, atunci, atenție, ce facem cu limba? Atenție, ce vorbim? În primul rând cu cel de lângă noi cu care petrecem așa de mult timp. Vorbiți între voi, spune Pavel, dar el ne îndeamnă la un limbaj plăcut, cu psalmi, cu cântări de laudă. Asta nu înseamnă că cităm unii altora pasaje din psalm și din Biblie, ci limbajul ăsta să fie sfințit de Duhul Dumnezeu care locuiește în noi. Și când oamenii vorbesc așa, dragii mei, sunt mai zâmbitori, sunt mai liniștiți, sunt mai bucuroși, într-un cuvânt sunt mai fericiți și contaminează pe cei din jur. Mă opresc aici și rog pe Dumnezeu să dea înțelepciunea primul nouă bărbaților să pricepem aceste lucruri. Că am constatat că soțiile noastre le pricep și le aplică mai ușor. Și dacă în seara aceasta ne va fi greu nouă bărbaților să aplicăm câteva lucruri din cele pe care Dumnezeu ne-a descoperit din cuvântul Scripturii, le încurajez pe soții să facă ele primul pas. Nu o să regrete. Unii dintre noi, în special bărbații, suntem mai puțin învățați cu acest limbaj plăcut, aducător de viață. Trebuie să fim învățați. Și, ca în orice școală, necesită timp. Nu se poate peste noapte schimba un limbaj. Și dacă vezi că bărbatul tău nu vorbește cum trebuie, vorbește tu frumos. Chiar dacă te acuză în vorbă, chiar dacă te jignește în vorbă, nu-i o întoarce la fel, ci binecuvintează-l, adică vorbește-l de bine. Și zic Dumnezeu să ne ajute. Avem timp de întrebări. Aceste seri le-am gândit să fie interactive, da? Așa că îndrăzniți. Mă întorc la întrebarea sorei Jenis, spunea, ce de făcut dacă o soție tot spune și tot spune și bărbatul tot ascultă și nu spune nimica? Păi, dacă tot spui și tot spui și tot spui și nu ți se răspunde, nu mai spui nici tu, decât foarte puțin. Pentru că, în general, o soție care vorbește foarte mult, dacă are un soț foarte tăcucin, introvertitul care e închis în el, nu-l poate determina să deschide vorbindu-i foarte mult, ci poate rugându-se mai mult decât vorbește. Da? Cred că e necesar uneori să învățăm acest lucru. Cum spunea cineva, înainte să vorbești cu partenerul tău, vorbește cu Dumnezeu despre partenerul tău. Cum spune, Doamne, Tu vezi cum gândește bărbatul meu. Tu vezi că nu m-ai închis. Dă-mi înțelepciunea să știu cum să-i vorbesc și când să-i vorbesc și ce să-i vorbesc. Tu înțelegi inima și mintea. Eu nu-i o pricep. E important să comunici cu Dumnezeu rugăciune. Da? Mai sunt întrebări la care știm să răspundem.
Înseamnă că s-au înțeles bine lucrurile în seara asta. În cadrul acestor seri ne-am propus să avem din când în când și seri în care se va vorbi despre relația strict părinți-copii. Da? Să chem colegii de-ai mei care au harul din partea Domnului să descopere prin Duhul Dumnezeu din Scriptură aceste lucruri și să le poată împărtăși bisericii să ne zidim spiritual. Da? Cred că v-ați dat seama că ce am împărtășit despre comunicarea verbală în viața de familie se poate aplica foarte bine în viața de biserică, da? În viața de biserică poți foarte ușor să omori un om sau să-i dai viață. Așa e. Poți acuza că nu s-a rugat frumos, că n-a cântat bine, că nu s-a îmbrăcat frumos, că nu mai știu, sau poți să spui, mi-a plăcut. Ca dacă zici, aici cred că mi-a trebuit lucrat la ceva, e foarte important felul cum vorbim, da? Dar mai întâi în familie. Pentru că acolo petrecem cel mai mult timp cu membrii familiei și sunt persoanele cele mai iubite de noi în viața aceasta, da? Da, Călin. Știți care e avantajul să fim într-o asemenea întâlnire, să vorbim despre familie, că n-avem mireasă și mire, să ne uităm, are, n-are coroniță, cum îi stă ochița de mireasă, cum e buchetul aranjat. Uite, acum n-avem ce face decât să ne uităm la noi, la noi înșine. Să recunoaștem că nouă ne vorbește Dumnezeu. Că noi avem nevoie de aceste învățători. Așa-i? Da. Dar în cazul în care soțul este bolnav, de exemplu, este bolnav și nu poate munci, atunci soția trebuie să preia anumite atribuțiuni care erau ale soțului. Dacă soțul este sănătos și din alte motive nu muncește, trebuie lucrat acolo. Că se poate gândi și în felul următor, bun, ca să facem mâncare ne trebuie. Asta și asta, bun, nu avem bani. Păi, omule, dacă nu avem bani, mâine postim. N-am cu ce să cumpăr. N-am bani. Ce să fac dacă n-am bani? N-o să fur, n-o să cerșesc? N-am bani, omule dragă. Bun, mâine postim. Postește omul o zi, că nu moare într-o zi. Păi mine ce mâncăm nevastă? Păi nu știu, dacă avem bani ca să cumpărăm, mâncăm. Dacă nu, încă o zi de post. Că uneori noi ne învățăm, din păcate, cum nu trebuie. Și învățăm pe cei de lângă noi că se poate și așa, se poate și așa. Adică cineva tot trage în jug, tot trage în jug. Vorbesc acum ca principiu, în general, bine. Și celălalt este învățat să fie slujit. Unul numai trage, ăla se lasă tras, că e ușor. Sunt momente însă când trebuie să luăm decizii foarte tranșante. Bun, n-avem bani, nu mâncăm, nu mai mă duc să cer la nimeni. Gata. Sau acum cer tu, dragule. Cer tu de la colegii tăi. Cer tu, că eu nu mai pot să cer. Mi-este rușine. Am cerut și luna trecută, și luna asta, nu mai gata. Am cerut 5 luni anul ăsta, omule bun, nu mai pot, mi-este jenă, mi-s-o obrazul deja. Deci cred că trebuie să coopereze cei doi. Mi se pare logic, stăm într-o casă împreună, o familie, mâncăm din aceeași oală, toți punem în aceeași oală ce trebuie ca să avem ce mânca. Nu pune doar unul și altul nu mănâncă. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, cine nu vrea să muncească, nici să nu... O spune Dumnezeu, este un principiu sacru. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Adică să postească.
că poate posti. Trei zile și mai trebuie să meargă la lucru, da? Dacă mai sunt întrebări, bună întrebare. Aș asemăna o asemenea situație cu o boală fizică în viața unei familii. Apare o boală la unul dintre soți. Eu cred că dacă se vrea vindecarea bolii, se caută un specialist în domeniu și se consultă. Mergi la vecină, măi vecină, oare ce să fac, uite-te. Sigur, uneori când ești disperat, mergi la o vecină, la o vecină, ce să fac? O leșina soția, dăm ceva, așa este. Dar când zic o boală cronică, o boală care persistă, mergi la un specialist, s-o rezolve. Deci cred că este important când apar crize în comunicare să se caute un om potrivit. O familie în care comunicarea merge bine, da? Să se ceară ajutor. Sau, dacă ești într-o biserică, ei vorbești cu cineva. Chiar cu păstorul bisericii, sunt oameni care au harul din partea lui Dumnezeu să aibă descoperire în acest domeniu și trebuie consultat, hai să zic, un specialist, până în ghilimele, da? Fără a face din asta un lucru grozav. Adică un om care se pricepe la așa ceva. Nu? Că dacă nu se rezolvă comunicarea, dragii mei, în familie, se ajunge la crize mari în casă. Nu comunici azi cum trebuie, nu comunici mâine, nu vorbești poi mâine, ești îmbufnat, nu vorbești trei zile, ești supărat. Și atunci tensiunile cresc și se poate ajunge la lucruri mai grave. Practic, omul este o ființă comunicativă și socială, nu poate trăi în izolare, trebuie să comunice, să vorbească, să discute, să-și împărtășească, să fie aprobat, să fie încurajat. Avem nevoie de alții, nu putem sta singuri. Așa am fost creați de Dumnezeu. Păiți-vă și în dumnezeire. De aceea este prezentat Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și spune Scriptura, prin gura lui Hristos, eu și Tata una suntem. Fiul nu face nimic de la sine, ci tot ce vede pe Tata face și Fiul. Deci în dumnezeire, Tata, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o permanentă comunicare. Și comunicarea perfectă dintre ei fac o relație perfectă în Sfânta Trăime. Așa trebuie să fie și în casă. Este absolut anormal să nu-ți suni soția odată într-o zi. Nu știu, părinții mei îi sună fiecare zi, așa? Și încă zice, mama, mersi că mai sună copilul, da? Asta o sună din istic, bă, ce face mama, tata? Îi sun. Lucrează la birou, pregătesc o predică, un studiu. Ce faceți? Bunicilor, acum și eu bunic, ce faceți? Cum e? Mi se pare normal să-i sună fiecare zi. Mi se pare normal să o sun pe atâta la serviciu. Normal. Nu sun eu, mă sun ea. Nu că, bă, nu l-am sunat până el, da? Din instinct. Simți nevoia să comunici cu cel de lângă tine. Pentru că unde nu se comunică, e jale, dragii mei. Nu comunici tu cu soția, comunică cu colega de serviciu, colega de birou. Trebuie să vorbească cu cineva. De aia și noi, soții, trebuie să fim mai atenți, noi, bărbații, să fim mai deschiși spre comunicare. Să oferim cadrul în care soția să povestească, să discute, să se deschidă, să ne împărtășească. Și să mai spun că unii dintre noi, nu știu, puțin sau mulți dintre bărbați, continuăm munca și acasă. Mă refer la munca pe care o fac în biserică și în slujirea lui Dumnezeu. Am discutat cu oamenii uneori, am avut două zile luni și marți, de exemplu, atât am vorbit la telefon, dar nu cu familia mea. Tot felul de probleme s-au evit și am vorbit la telefon mult. Ei, dacă și după ce vine soția și copiii de la școală vorbești tot așa cu alții, cu prietenii, cu anturajul, cu cei de la serviciu, dacă faci afaceri, după program, familia n-are parte de comunicare cu tine. Vine în minte acum o situație, am plecat cu un vechi prieten, după o mașină în Germania, pentru el și-a cumpărat-o. Și am ajuns în jur de ora 4:30-5 la firmă, din România, expre pentru mașina aia. Și firma era închisă. A sunat pe patron și a zis, domnule, pare rău.
E la patru închide. Dar vede România, te-ai egal, poți să vede unde vrei tu. Și-a închis telefonul. Vine mâine, la 8, punct. Plecat omul la hotel, ce să facă? Plătești bani în plus. Sunt oameni care își respectă serviciu și familia. Noi încă n-am ajuns până acolo să ne închidem telefoanele de serviciu. Da? Nu mai răspund, pur și simplu, pentru că am familia, este domeniul meu privat. E mai importantă soția și copiii și părinții decât afacerea și decât biserica, chiar dragii mei. Că să ne învățăm. Și asta o dovedim prin comunicare, prin timpul petrecut împreună vorbind unii cu alții. Iarăși, legat de serviciu, a comunica eficient cu soția sau soțul nu înseamnă a vorbi probleme de serviciu. Nu, probleme legate de familie. Copii, evoluția lor, la școală, căsnicia lor, ce crezi căsătoriți. Da? Dar sigur și lucrurile de biserică sau de business, dacă ești în business. Altfel nu putem construi relații durabile dacă nu vorbim. Eu mă uit apropo de biserică. Oamenii care se iubesc în biserică, oamenii care se respectă foarte des se întâlnesc și vorbesc la telefon, se sună, discută unul cu altul. Oamenii care nu se sună și nu se văd, știți proverbul, ochii care nu se văd se uită, se și în biserică și în familie și peste tot. Nu comunici relația, încet, încet se răcește până când se rupe, dispare. Da?